Studiile recente arată că rata de creștere a diasporei românești este a treia din lume după refugiații de război din Ucraina și Siria. Artist Emigrant este o serie de reportaje despre muzicieni bănățeni contemporani care au fost sau încă sunt emigrați în străinătate. Sunt Sabin Dorohoi, regizor și producător de film și voi fi gazda dumneavoastră în această serie. Sebastian Vilmarc e un tânăr violoncelist care a fost student la conservatorul Giuseppe Verdi din Milano. E pasionat de folclorul românesc și cel norvegian. Sebastian, ce a determinat plecarea ta din România și unde ai fost plecat? Plecat cu părinții în 2003 în Italia. Mama mea prima dată a fost în Italia ca să mi ofere un viitor mai bun și după un an de zile am venit cu familia, cu tatăl, cu sora și acolo am studiat la Conservatorul de Muzică Giuseppe Verdi din Milano și acolo am făcut și liceul, am început liceul de la capăt, deși am făcut clasa noua aici în România. Cum ai ajuns să te accepte acolo? Ce probe ai dat? Deși am ajuns prea târziu, că cei de la secretariat i-au spus mamei mele că nu se mai poate, dar au făcut cumva o excepție și am dat examenul și din limba, am dat un scurt examen. M-am pregătit dinainte, am știut că o să mergem în Italia și o să schimb lumea și m-am pregătit și psihic și să intru într-o nouă lume, cum ar fi. Și acolo, în comisie, m-a notat un profesor de violoncel pentru stilul meu de cântat, care era așa un pic mai agresiv. Și a zis că mi s-ar potrivi Marco Scano pentru mine, pentru stilul meu de cântat. Dânsul a fost la Scala în anii 70, anii 80, activa la Scala. Scala, da, din Milano. La Scala din Milano, da. Am avut de corectat absolut tot, începând de la instrument, de la stilul de a cânta. A fost foarte dur cu mine profesorul maestru respectiv, da, maestru respectiv. Dar m-a prins bine și am avut noroc, într-adevăr, că am studiat cu el. Ai simțit vreodată că ești discriminat? Așa, probleme în mod direct nu am avut din cauza că sunt român, deși simțeam foarte mult că nu eram bine văzut și din motive culturale, dar și din cauza că eram asociați cu un popor care nu ne reprezintă ca și români. Ai avut colegi de alte naționalități? Da, da, din Rusia, din... Și din România au mai venit colegi, Spania, Sud, America de Sud. Cum vă înțelegeați așa între voi, fiind de diverse naționalități? Eram toți cu același scop, să învățăm muzică, să asimilăm cât mai multă cultură și din cultura Italiei, fiind o țară foarte importantă din punct de vedere cultural, clar că ne simțeam în locul în care trebuie pentru muzicieni, mai ales. Care ar fi, Sebastian, relația cu natura în general și cu apa în particular? Și atât timpul îmi plac ieșirile prin natură, plimbările, pe dealuri, mai ales dealurile. Prefer tot timpul munții, dealurile, lacurile. Am făcut și eu un nou de performanță când am fost mic. Pădurile sunt extrem de importante și dau viață, oxigen, țin umiditatea, dau răcoare, ne protejează de inundații, ne protejează de... Copacii sunt extrem de importanți, cei mai importanți, dacă nu. De unde a pornit atracția ta pentru anumite genuri muzicale? Care ar fi aceste genuri muzicale și ce încerci să transmiți prin muzica pe care o faci? Fiind o fire mai introvertită deja din copilărie, plăcea să citesc, să petrec mult timp singur. Visam eu așa la locurile unde aș putea fi când o să fiu mare, când o să fiu adult. Și visam că loc ideal ar fi fost în Norvegia, pentru că erau multe păduri și mulți brazi. Și mă imagineam că o să merg și eu în Norvegia, o să am o colibă, o casă așa retrasă undeva prin pădure și o să fiu ori scriitor, ori compozitor, ori ceva, o meserie care să stau singur și să meditez în natură și să... Natura are așa o influență cumva religioasă asupra unui om, că îți dă liniștea și cumva e ceva divin, pentru că asta este o forță enormă. Natura este mai presus de om și de orice ar crea omul. Strict în muzica mea, Sebastian Vilmarc, cum e numele meu de scenă, acolo eu, da, un amestec de multe stiluri, principal fiind folclorul norvegian, folclorul românesc,
carpatic, de munți, din toate zonele, de folclor vechi, în particular instrumental, legat și de natură, și de tradiții, și de costum, și de oameni. Și influențe moderne, ce ascultam în adolescență, că atunci am început să fiu rocker, să ascult mult rock, metal, dar chiar și techno. Eram atras de muzica respectivă pentru că eram tot timpul așa ca într-un fel de transă, mă hipnotizam și stăteam într-o stare așa anume, mai ales când să stau singur și să meditez asupra conceptelor ce mi se păreau mie relevante pentru creația mea proprie, dar și pentru cultură în general, ceva original, ceva relevant din punct de vedere artistic.